Bună, dragilor! Bine v-am regăsit, pentru că am primit foarte multe întrebări referitoare la cum fac să mă organizez. Am decis să fac un video în care vă explic exact cum procedez eu. Au trecut aproximativ 2 ore în care eu am gătit pentru 3 zile. Cum fac asta? Am la îndemână cartea Trio, din care gătesc foarte simplu, adică le dau celor dragi ai mei să-și aleagă meniurile. Iar de acolo gătesc pentru 2-3 zile pentru a-mi fi cât mai ușor. Asta vă indic și vouă să faceți, cât mai puțin timp în bucătărie, dar să mâncați nutritiv, sănătos și ieftin. Haideți cu mine să vedeți cum am pregătit meniurile sănătoase și gustoase. Acum am să prepar primul preparat și am să folosesc ingredientele pe care le găsiți și voi în cartea Trio. Voi adăuga peste ouă, zahărul, puțin ulei, apoi adaug făina, praful de copt, deasupra, peste compoziție, în tavă. Am să adaug câteva fructe, eu am folosit prune din compot și niște afine date prin făină. Dau tava la cuptor, iar apoi voi tăia bucățele și voi pune în caserolă, la frigider, pentru a consuma fiecare, când avem nevoie. Orezul îl gătesc la o oală cu program sub presiune sau puteți găti, dacă nu aveți o oală, pe aragaz, se face la fel. Eu am folosit supă de pui în loc de apă, este mult mai gustos. Am adăugat legumele și am gătit timp de 6 minute. După ce este rece, pun în caserole și păstrez la frigider pentru a putea consuma la nevoie. Astăzi voi face 2 pâini pe care le consumăm timp de o săptămână. Pâinea este făcută din făină integrală și făină albă. Este rețeta din cartea Trio pe care vă recomand să o aveți și voi acasă. Pâinea pe care am făcut-o o păstrez la frigider, închisă ermetic pentru a evita să se usuce. Pâinea se face foarte rapid, o pun la dospit în coșurile speciale sau puteți folosi orice alt castron. Apoi o pun în oala pentru copt, care este din fontă, cu capac, și cealaltă este ceramică, pentru a obține textura care îmi place foarte mult. Vă recomand să testați și voi pâinea făcută acasă, dar și celelalte rețete ale noastre. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un comentariu.